6.000 de români sunt plătiți să se joace pe calculator și o fac foarte bine. Industria jocurilor video din România valorează 200 de milioane de euro și crește cu 14% de la an la an. Unul dintre cele mai populare jocuri din lume, FIFA, este produs în România. Producătorul său muncește și noaptea. Ioan începe cu uh, niște ședințe, mail-uri, mail, -uri. mail care vin peste noapte pentru că în FIFA noi lucrăm aproape 24 din, 24 din 24. Cei care intră în industria de gaming o fac cel mai des ca testări. Sunt plătiți să încerce noile jocuri înainte de lansare, mai există și designeri și producători. Da, apuc să mă joc, apuc să mă joc cât aș vrea, când mi-aș dori, nu. Asta clar nu. Călcâiul lui Ahile, când vine vorba de, de job-ul ăsta, um, este că îți rămâne relativ puțin timp să, să te joci.